Dăm la mișto o grenadă. Poate îi mai prindem pe băieți. Oho! I-am prins pe băieți pe Mimboy 57. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Zula. Mai știe cineva seria noastră de Zula? Probabil că nu. Ei bine, astăzi este interesant pentru că este un episod sponsorizat direct de către băieții de la Zula și ce înseamnă asta este că avem o groază de iteme noi, customizabile de skinuri, ne jucăm Fashion Zula, să-i spunem așa, adică ne ducem la setul meu de arme, de exemplu, și în joculetul acesta sunt pur și simplu arme normale, dar sunt și customizabile cu fel și fel și fel de skinuri șmechere, adică uite-te la asta, după care uite la skinul acesta cât de mișto arată pe AK. Avem și cuțite, aici se arată absolut toate armele din joc pe care nu le-am deblocat, avem un shotgun, astea sunt customizate de către mine, dar dacă ne ducem la bag și ne ducem la, zic, weapons, melee, uite la carambitul ăsta cât de mișto e! Și animat așa, mult prea tare, ai două stiluri, în caz că ai mai multe skinuri, poți să pui de pe stilul 3 alt skin și tot așa. Și nu prea se vede de face game-ul meu, dar aici avem un set de iteme. Dacă mut eu face game-ul, vedeți și îți poți face un set cu M46-8, după aia cu AVP, cu AUG și așa mai departe. Dacă o să vă placă episodul și sunteți interesați să îl încercați și voi, Zula este un joc complet gratuit, free to play, este distractiv, este shooter și dacă vreți să susțineți și canalul, veți găsi un link în descriere. Vreau să mă duc repede pe store, de aici poți să-ți cumperi armele și pentru skin-uri și așa sunt cutiuțe. Pentru că skin-urile sunt extra pentru tine, dar ai fel și fel de arme, săbii, poți chiar să dai, nu știu dacă mai țineți minte episoadele mele vechi în care pălmuiam oameni efectiv, dar ai în loc de cuțit palmă și gen omori inamicul cu palma, e ciudățel. Dar hai să aruncăm și noi o privire peste ce s-a mai adăugat pe aici cu favela, cu ship, vreau să începem, ne ducem la game mode, uite asta e wanted, aș vrea să jucăm niște sabotaj, că ăsta îmi plăcea mie, pe Old Town. Văd că a început deja, deci hai să ne băgăm peste băieți și să ne distrăm așa puțin. Mamă, ce-mi place harta asta aici, nebun. Wow, o să intrăm așa re... What? A început meciul acum? Păi părea că e starting deja. Started, gen. E 0-0? Oh, ok. Go, brother, go! Uite, aici se apar toate loadout-urile. Și hai să jucăm cu shotgun-ul de început. Mi-l bagă runda viitoare. Mamă, ce nebunie aici. La uși? Ăștia te campează. S-a dus prietenul nostru. Mamă, stai așa că aici e pe bune treaba. Bă, mi-ajustam tastatura! Nu! Voiam zic că e pe bune treaba și mișcam tastatura. Mi-am luat un shotgun. Uitați-vă la arma asta. Bă, e nebunie curată. Pistol, cu skin-uri, cu... Haide. What, bă? Ce ai băi asta? De unde știa ăla că vin fix pe acolo? Baby! Ia uite bă, cu carambitul cum mă joc. Îmi place joaca asta. Hai că încerc AVP-ul, dar e posibil să mor instant și o să mă duc la ușa acolo. Dar o altă șmecherie de-a lor, ați văzut din ea, nu știu dacă am pus pe pistol sau nu, o bombă aici și mă omoară instant. Foarte frumoșanis. 3, 2, 1. Bum! Bă, că ne pleznește ăștia! E aceeași... Se mori... Aoleu, ce m-a făcut ăla cu grenada! E aceeași mentalitate, adică stai și campezi cu AVP în bază. Nu e neapărat o mentalitate greșită, dar... De-aia zic că măriți puțin la uși. Dar câștigăm runda. Zula win! Fiți atenți cu AVP-ul aici, băieți! Țineți-vă bine, ori mor instant, ori... E satisfăcător când eu mor cu AVP-ul, ce drept. Dar te avantajează mult harta. Wow! Câți oameni sunt mă acolo? Voi ați văzut 3-4 oameni? Lumești mă și ce fac cu flashbang-ul ăsta? Păi îmi dau singur. Ia. Băi! Dă smoke aici. Joacă ca lumea, băieții. Mă concentrez puțin. Am asist, ați văzut dreapta sus? Deci am nimerit pe careva cumva. One enemy left. Asta e, mă? S-a murit, nu l-a omorât. One enemy left. Unde e tâlharul?
Ai, sus. Aud câini. Cred că a plecat un B. Am tras, numai pe lângă. Ce frumos am tras, l-a omorât ăilalți. Wow, numai pe lângă, ok. Ok, hai să încerc arma asta să văd ce face. Vreau să omor pe careva aici, o să mă... Merge la risc. Baby, frumoșanis. Aruncăm flash-ul, de data asta nu mai îmi iau flash singur. Le-am dat al... Cu echipierul lui. Mamă! De ce nu vezi minimapa când... Frumos, frumos! Sugoi! Ia uite-mă aici! Rani! Mamă, îi spargem pe ăștia! Lumea își mai cred că e pe short. Mă scuzați că stau așa, dar încerc să dau tryhard ca lumea. E aici ăla? Nu, că e al meu. Nu știu unde e, o fi pe lung. A? Ok. Pentru țară și popor, eu mă arunc din avion, arată-mi unde e. Parcă-l văd. E la un mic camping cu prietenii. O fi tot ăla care stă aici sus? Ăla e? Care stă pe rampă în bază? Ia. Save B, B. Ori mi iese de aici. Zula win. Zula win. Nu știu unde era. Chicken B. Chicken B. Ia mă, să văd arma asta. Cred că e automată. Cred că e automată arma. Câtă lume acolo, trebuie să reacționez foarte repede. Cine e UG-ul? Mamă, dar suntem mult mai mulți versus ei. Da, n-au nicio șansă. Băgăm cu cuțitul. Hai să-i dăm un rush. Asta seamănă cu Keanu Reeves. Băgăm un rush. Bă, nu mă gândeam vreodată că e fiecare vad acolo. Sigur campează ăștia în bază. Nu campează nimeni, mă? Nimenea? Ole, capul lui, nu? Ia uite-l pe nebun! Băi, nemernicule, cu P90-ul! Nu știu, băieți, vă place? Ce părere aveți? E distractiv, n-am ce să comentez, mai ales când ai echipa câștigătoare. Am pierdut o rundă pentru că... Opa! Pentru că n-a avut ăla diffuser-ul? Oh, l-am ars cu bomba! Ia uite-l, Mihăiță, ce ai, bă? Am pierdut o rundă, băieți, se înjură băieți, nu mai zic toți băieți. Se înjură bărbații în comentarii aici, că n-a cumpărat diffuse kit. Eu habar n-am cu cine n-ai mai bat. Ia mă tu arma asta. Oh, era cât. Era cât pe ce să dau ortu, știți al cui. Bum, l-am bătut pe la așa și din meci. Frumos, frumos. Zula win. Zula win, asta vreau să văd în comentarii. Zula win. Îmi place mult Zula win. Unde n-ai mă duc eu dacă vreau să... Cât mă duc în B? Dacă vreau să folosesc shotgun-ul. Mamă, e atât satisfăcător shotgun-ul. N-aveți idee. Când dai headshot. Wow, e one hit. E directă treaba, adică. Dar nu-mi prind pe nimeni, normal. Dar stați așa că... nimeni, mă, mai sunt doi oameni. Nu iasă nimeni. E acolo, nu. Hai. Oink. One enemy left. Wow, ce aim stupid are arma asta. Wow, fix pe cap, mă, și nu dă în cap? Pe bune?
Wow, pur și simplu, n-am ce să mai comentez. Abia aștept să fiu și eu la echipa adversă și să stau cu sniperul pe mijloc. Abia aștept, băieți. Deci... Wow, ce se întâmplă, bă, aici? Oh, m-a ajutat ăla din spate, că eram mort. Mă mai bag. Mai vreau. Nu mai? Bă... Aaaa, l-am ratat. Ce stătea ăla și chiar pe veceu? Nici nu mă așteptam să fie acolo. Păi, trage-mă mine. Ia uitați-l, mă. Bun, parcat, frumos. Nu, cred că-l mai prind pe ălalt. Îmi place că se arată glonțul la cuțit. Am un glonț și... What? Ok. Vreau să schimb arma, că nu-mi place. Pune-mi M6-ul ăsta sau ce n-ai fi. Dă-mi la mișto o grenadă. Poate îi mai prindem pe băieți. Oh, i-am prins pe băieți pe Mimboy 56. Wow, wow, wow. YOLO! YOLO! Ia peleu cu... Mamă! Era să fac beleaua. Dacă vă uitați la episod, băieți, aș mergea și un like la dumneavoastră, poate eventual încercați link jocul de pe linkul din descriere ca să susțineți direct canalul. În caz că vi se pare interesant ce vedeți aici, el fiind gratis, doar îl descarci și cam atât. Și cam atât. Nu prea mai dau de băieți răi. Ia că e unul aici. Shotgun-ul ăsta nu prea merge pe hartă. Zula win! Wow, wow, wow! Ce mi-am luat? M6-le, ia mă! Cu turneul de Zula, cu chestii. Help! Bă, aici tu t-a ia mă, mai vine ăla aia? 3, 2, 1... Wow! Ce bombeu mi-am luat! Schimbăm echipele! Hai să vă... No! Hai să vă văd! Schimbăm echipele! Faceți pariu că eu să mor aici? You're good! Ia mă, hai că cum știu harta pe de rost. Ia veniți copiii mei aici să ne jucăm. Cred că aici merge shotgun-ul sau? Bă, ce cautăm? Băi, urâtule, ce cauți aici? Nu se presupune că... Zici că era portară, l-a sărit așa, what? A zis... Ce-are bă ăla? Plantăm și noi o bombiță ceva? Hai că plantez eu. Cine naiba apasă codul cu degetul din mijloc? Bomb planted. Nu vine nimeni, se pare. Draconul ăla doarme acolo. O să mor? Am crezut că e o schelă asta. Măi, ce naiba? Wow, cum le tra... Uite-l pe ăsta ce faci? Ce cuțitim ăla? Hai că îi place skin-ul meu la nebun. Fiți atenți aici. Băi. Nebunii. No! No! De ce pui smoke acum când sunt și eu aici? E ilegal așa ceva, mă. N-ar trebui să fie. Mănâncă mustața. Bă, cred că îi dădeam la cap, dar nu sunt sigur. Facem o nebunie? Nu l-am văzut pe ăla, deci nu l-am văzut, de unde a tras? You win! Da. Bă, n-am fost și eu în top 3, nu știu ce scor am avut. Vreau să mai încerc o rundă totuși, prea puține runde la... cealaltă echipă, dar a fost distractiv. Vreau să mai încerc și alte moduri de joc, nu doar acesta. Acesta este unul, sabotaj se numește, cu bombițe, cu chestii. Vreau să încercăm și alte nebuneli. Deathmatch sună destul de bine, Team Deathmatch sună destul de binișor. Așa că vreau și o cameră disponibilă. Uite aici, la wedding. Mamă. La cățălărie, băieți, cum se zice. Mai pe înțelesul românește. Vreau să continui cu arma asta, dar nu cred că am ieșit să fac aici cu ea. Ia. Păi ce e, bă, mă, că nu... Problema e că dacă nu știu harta, habar n-am pe unde ar trebui ăștia să se spawneze. Cine se bate într-o sală de-asta de... Dă nuntă. Dă-i, mă, nebun! Dă-i în el!
Fiar coaja. Ia că dau un nou scope. Aaaa, voiam să dau nou scope, boys. Tu vrea cineva tort? Un like egal o felie de tort. V-aș cânta și frumos și e-mail la microfon acolo, dar nu mai contează. Vreau un nou scope. Noi efectiv îi campăm pe vieții oameni. Am un nou scope. De ce nu merge nou scope-ul? Headshot. Cine mă sensare harta asta când îi campăm efectiv? What? Mă mănâncă la ce prostovani sunt, că am avut niște... Am avut un triple kill frumos adineori și n-am filmat. Ah, ce mă oftic! Mă oftic ca niciodată, asta e harta de... Sniper! Am venit de nicăieri. Dă-mi AVP-ul ăsta. Vreau să încercăm așa spre finalul episodului mai multe moduri de joc, hărți. Oh, revenge, baby. Revanșa e cea mai dulce. Pe aici mai vin unii. Intra aici. Boom. Mai vine pe aici. Urcă pe scaricelii dacă e scară. Double kill, sniper. Boom, triple kill, sniper. Mamă, jocul ăsta trebuie să fie, trebuia să trag direct, trebuie să fie super fun pentru un sniper de la care rupe tot, gen să fac 6-7 kill-uri la rând. Modul ăsta e puțin distractiv, na, trebuie să recunosc. E mult mai rapid decât sabotaj. Sabotaj e mai tactic. Aici, boom, baby. Boom, boom, triple kill. 3, 2, 1, 1. Aproape, mai aproape. Unde ne era intrarea aia? E pe aici. Bă, mă distrez prea mult cu băieții ăștia. What's up, boys? Hai mă, cum ne-ai bănat murit ăla? Trebuie să fie low. I-am dat 38. Ei, vine unul din spate. Wow, cum l-am luat pe ăla. Nu mai aud nimic. Vă zic sincer. Da, mai au băieții din toate părțile. Cam asta este distracția noastră pe această hartă. Vreau să mai încerc un mod de joc. Bun, deci trebuie să le luăm stag-ul. Cred că am jucat din aur când am fost pe harta asta cu Capture the Flag. Dar am uitat de stag. Sau jucam Team Deathmatch? Nu mai știu. Hai să vedem. Ah, nu, încercat să filmez, dar nu mi-a reușit. Ok. Bun. Deci cu stag-ul ăsta să vedem ce naiba e. Trebuie să-i prind pe nebuni. Să le iau stag-ul. Mamă, ce nebunie e aici, te ia direct din spate. Ah, dar suntem 5 oameni. Mai trebuie un membru în echipă, Mircea m-a omorât. Ok, ne-am luat shotgun-ul, nu cred că e bun shotgun-ul din păcate. Am înțeles. Oh, Mircea, te-ai săturat? Ce-ai? A, înțeleg cum funcționează pistolul ăsta, mă. Hai, că te apăr eu. Go. Du-te. Ține-o spatele. Îl aud pe unul, deci vine. Unde trebuie să ducem noi steagul, e întrebarea. Bun. Vezi că e mișto rău pistolul ăsta. Dar ăsta al meu nu știe unde se ducă steagul. Aha. Păi de ce te duci, mă, pe acolo și nu te duci pe aici? What? N-are sens. Campează, băieții, dorm acolo, ești nebun. S-au culcat direct acolo. E interesant mod de joc, dar prea haotic. Asta cred că ar trebui să fie în 2 vs 2 maxim. Uite, știu de câte ori au dus aia stag-ul. Da, n-avem nicio șansă. În 2 vs 2 ar trebui să fie, pentru că dacă e prea multă lume, nu știu, mori așa din oricine. Nu te mai simți în siguranță când ai stag-ul absolut deloc. Mai încercăm una și vedem. Dar îmi place mult pistolul ăsta. Bine, nici arma nu mă ajută.
Adică am murit amândoi, mă? Ok, bun, băieți. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, să verificați în descriere, aveți link-uri către joculeț, să-l încercați, m-ați ajutat și pe mine, v-ați ajutat și pe voi, găsiți un joculeț care vă place, eventual distractiv, este gratuit și așa mai departe. Noi o să ne vedem cu episoade pe canal. Pa, pa!